Prieteni, bună dimineața la dumneavoastră. Am pus să țără fasole. Să fac. Am zis să mâncăm un țără fasole. Și vreau țără salam de ăsta fumat cu bobul mare. Nu de ăla cum am pus eu în manivela. A fumat cu ăsta. Înțeles, prieteni, sunt la bucătărie aici, gătesc fasolica până să doarme Alin. Da, e căldură mare, iar prieteni afară. Fără la mine în cameră, unde dorm eu. Uite aici dorm eu. Înțelegeți, prieteni? Aici, pe la stradă. Mai desfac geamul și iau aer. M-a sunat Leo de dimineață, că el m-a sunat la 8. M-a întrebat de Ursul, de Alin, de Olga, de Luci, de mine. Da, și m-am întrebat de el cum e diabetul. A zis că nu îi le anima diabetul testul ăla. Așa e la pușcărie, prieteni, numai când vine acasă să-i luăm testul pe fiecare dimineață, pe fiecare seară. Să pun asistent care se ocupă de el, să-i dă pastilele. Da, că la pușcărie e pușcărie. Și am pus să fierb niște fasole. Nu știm ce să mai gătim, ce să mai mâncăm, prieteni. Da. Nu mănânc numai la restaurant, că n-ai bani de restaurant. Mai trebuie să gătesc și acasă. Mihaela și David mănâncă combor, numai ei nu mănâncă mâncare, ce mănânc eu cu Alin. Da. Eu cu Alin mănânc orice. Ăștia nu mănânc. Asta este, prieteni, o mai filmăm mai târziu, că ieșim în oraș, că vreau să mă duc până la mașina aia să vedem ce stabilesc cu omul când s-o facă. E fermat motorul tot în ea, s-a dus înainte. Da. Și trebuie să ajung acolo la mecanic, l-am sunat aseară, a zis că astăzi e acolo toată ziua. Să mă duc cu Alina acolo să stabilim când s-o facă și ce să-i facă. Să vedem, să luăm ceva motor de la dezmembrări, să vedem. Nu știu, numai trăznăi, numai de ăștia care pe mine. Da. Și mai devenim prieteni mai târziu, când se scoală Alin. Olga n-a m-a sunat, o trebuie să o asum. Nu știu, cred că a dormit mai mult. Ea nu m-a sunat, ea m-a sunat până acum. Da. Și cu Tunița mă chema acasă. Să vină acasă, au ce fac aici. Prietenul stau aici la capitală. Nu mai mă duc acasă, mai târziu mă duc acasă. Ce să fac? Să mai mă duc să gătesc la cine să fac mâncare. Da. Și am ca să descurc acolo, trebuia să ducă și ea cu Ursul, să încuie casa și să ducă cu Ursul, trebuia. Dar uite și ea încurcături, aulerea, n-a putut să meargă. Dar îmi pare rău că e singură, aia e treaba.
E rău când ești de unul singur, prieten. Trebuia să ia pe mamă sau să doarmă la ea. Să stă cu mamă sau acolo, așa trebuia să facă, dacă ea deșteaptă. Că știm că e bolnavă mama sa, dar doar durmea, nu-i făcea muncă, nu-i făcea nimica. Durmea cu ea. Ce să faci? Dacă ea e învățată singură, treaba e. Înțelegeți, prieteni? Și prietenii au dat iar căldură. Mai e puțin și vine toamna, gata. Trebuie lemne, trebuie mulci. Să fim sănătoși, prieteni, că le facem pe toate. Înțelegeți, sănătatea e mai mare și libertatea. Da. Prieteni, mai revenim. Prieteni... Să pregătiți masa, prieteni. O să pregătiți masa. Că vine copilul ăia. Farfurile, mâncarină, să aduc tuciu. Prea mare, prieten.
E aí, Pimentinha? Daqui a pouquinho eu salão. Aline! Ah! Ai de la masa! E 8 e 1 ceasul. Cum 1, da. Tu crezi că e 8 dimineața, așa, pe fiecare zi? La 1, la 2. Prietenul s-a dus o pațulică. Eu nu mai pomene prieten. Da. Uitați, prieten. Să mâncăm cu poftă fasole. Să vezi, Aline, ce fasulică dacă îți place. David, dai să mănânci salam cu pâine, cașcaval. Nu mi-e foame. Mănânci comboș, aștept comboș. Lasă să mănânci și-mi iau comboș cu paia. Bine, David. Așa e, prietene, le-am pus pe masă, care mănâncă, mănâncă, care nu mănâncă, n-am ce să le fac. Eu îmi pun un pic de fasole să văd cum e, că nu mai am rabdă. Am fiert apa. A dat cocot și pur m-am lăpădat-o și am pus alta. Și așa e, prietene, așa nu să vedem cum este. Ia. Mamă, e nemaipomenit, prietene. E nemaipomenit, prieten. Fasulica. Care mănâncă, mănâncă, care nu. Prieten, ursul a crescut numai fasole și oavă opărite vrea să mănâncă. Când era mic. Cea mai mâncarea lui preferată, fasolea. Da. Fasolea are preferată mâncarea lui ursul. Era să mănâncă și Leonardo și Alex. Păi cu eu o alăpină mâncăm și mâine de ea. Da. Le aștept prieten să mănâncă. Am vorbit și cu bucătarul prieten. M-a sunat că nu știe nici el ce să mai filmează. Mi-a spus de Ion că vine Ion beat de la toate nunțile și Sara caută ciorbă în oală, cum făcea cu mine. După ce vine de la nunț, mor de beat. Da. Și nu le face nimic, prieten. Nimic. Nu le face nimic. Da. Și așa e.
nu-i face nimica, doar numai vine seara. O oală de fasulică, prieteni. Da. David, vii să mănânci. Nu, că nu e foame. Mănâncă și tu două, trei linguri, să vezi cum ești. Nu vreau. Era să mănâncă copiii mei, Leonardo și Alea și Albina. Aia mâncau. Și așa e, prieteni, mai revenim mai târziu pe alte canale, am filmat ce am putut, filmez la mașină mai târziu, că vreau să mă duc la mașină. Și nu vii să mănânci? Nu, că vin mai încolo. Bine, hai.